Bună seara, sunteți la campus.pi, o ediție specială cu un invitat special în această seară și vorbim chiar de fostul premier din perioada 2004-2008, Călin Popescu-Tăriceanu, prezent astăzi la Buzău într-o campanie de susținere a candidatului USL la șefia Consiliului Județean, Cristi Boge, de asemenea prezent în studio. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara! Vă mulțumim că ați acceptat să veniți în exclusivitate locală de această dată la o televiziune precum Campus TV și evident că aș dori să fac o primă mențiune personală, domnul premier, în sensul că, din punct de vedere politic, eu nu am foarte mulți fani în domeniul ăsta, sunt foarte puțini oameni de pe eșichierul politic pe care îi apreciez, iar dumneavoastră sunteți oarecum, cred că, pe primul loc. Și o să vă spun și de ce foarte pe scurt. În perioada 2004-2008, personal am trăit destul de bine. Și, după cum știți și dumneavoastră, mulți dintre cetățenii României își amintesc cu plăcere de acea perioadă. Da, vă mulțumesc pentru apreciere. Bun. O să intrăm foarte repede în subiect, pentru că avem doar o jumătate de oră la dispoziție. O prezență astăzi la Buzău, evident pentru a-l susține pe candidatul USL, domnul senator Cristi Bogiu. Aș dori să precizăm la începutul acestei emisiuni o chestiune legată de schimbarea guvernului și cum poate să fie acest lucru un atu pentru senatorul Cristi Bogiu în eventualitatea în care va câștiga această funcție de președinte al Consiliului Județean. Sigur că mecanica evoluțiilor politice s-a schimbat odată cu instalarea unui guvern bazat pe Uniunea Social-Liberală și acest lucru este un avantaj pentru orice administrație sau pentru orice membru al unei administrații locale care face parte din Uniunea Social-Liberală, deci pentru Cristi Bogiu acest lucru este un cert avantaj. Sigur că nu trebuie să facem abstracție de faptul că alegerile parlamentare vor fi la toamnă, dar așa cum este cursul evoluției politice în acest moment, greu întrevăd posibilitatea ca Uniunea Social-Liberală să nu câștige aceste alegeri. Cu toate acestea, cred că noi trebuie să facem un efort la fel de serios și la fel de bine organizat ca și când am fi, eu știu, poate într-o secvență cu Partidul Democrat la putere, așa cum s-a întâmplat până acum 3 săptămâni. Și am putea să discutăm despre adevăratul sprijin pe care îl va putea primi Cristi Bogiu după ce el va câștiga alegerile locale și mai ales după ce noi vom reconfirma, spuneam, sper din tot sufletul, la alegerile parlamentare. E un lucru firesc atunci când ai o ușă deschisă la care te duci să bați și sigur că un președinte de Consiliu Județean cred că poate să facă multe pentru județul lui în privința proiectelor importante de infrastructură, dar nu discutăm numai de drumuri, discutăm aici și de zona învățământului, de zona sănătății, de mediu. În toate privințele este un avantaj pe care sunt convins că senatorul Bogiu, viitor președinte, îl va fructifica. Și astăzi la conferința de presă pe care am avut-o spuneam că județul Buzău a beneficiat în perioada 2004-2008 de fonduri foarte importante. Fondurile alocate au fost de 2 ori mai mari decât în perioada 1990-2004. Fonduri care au fost folosite pentru modernizarea infrastructurii, dezvoltarea infrastructurii, nu numai în oraș, ci în întreg județul. Cred că acest lucru trebuie să continue pentru că dacă vrem ca agricultura care se face în zonele rurale să fie mai performantă, trebuie făcute aceste investiții. Calitatea vieții pentru oameni, nu trebuie să ne gândim numai la oraș, că foarte multă lume spune, domnule, câți kilometri de autostradă s-au făcut? Asigur că puteam să facem mai mulți kilometri de autostradă dacă n-am fi făcut alimentări cu apă în orașe, dacă n-am fi făcut rețea de canalizare, dacă n-am fi avut gaze naturale, dacă n-am fi făcut școli și așa mai departe. Sigur că da. Dar atunci când ai o sumă limitată de bani, nu poți să o concentrezi pe o singură direcție pentru că, domne, trebuie să avem autostrăzi. E foarte important și acest lucru și eu îl susțin, dar trebuie să ne gândim că avem o țară întreagă cu oameni care locuiesc în toate zonele țării, în toate județele, care au
preocupări, profesii diferite și trebuie să ne uităm la toți, fără să facem discriminări. Domnul premier, sunt mai multe motive pe care eu unul le-aș identifica, pentru care îl susțineți pe omul politic Cristi Bugiu. Și aș pleca chiar de la o chestiune de câțiva ani, atunci când s-a pus problema alegerilor interne în PNL. Atunci mi-aduc aminte că delegația de la Buzău v-a susținut. Așa este. Da. Sigur, îi mulțumesc și acum lui Cristi Bugiu pentru acest lucru. E o relație personală care s-a legat în decursul timpului, dar în același timp doresc să vă spun ceva. Îl cunosc pe Cristi Bugiu ca un politic de ani buni. L-am văzut cum a evoluat, pentru că întâi a preluat conducerea organizației, după aceea a devenit parlamentar, acum face un alt pas, nu un pas mai sus, pentru că a devenit președinte de Consiliul Județean, cred că presupune alt tip de responsabilități și obligații. A făcut dovada capacității lui ca parlamentar, ca senator. Știu că este un om cu calități organizatorice certe și acesta e lucru care trebuie ca președinte de Consiliul Județean și cu o anumită viziune. Și viziunea lui Cristi Bugiu mi se pare că este corect articulată și orientată către ceea ce înseamnă esența, dacă vreți, a activității politice. Îmbunătățirea vieții oamenilor. Și acest lucru nu se poate face așteptând exclusiv bani de la guvernul central, trebuie făcută o dezvoltare locală. Ceea ce își propune senatorul Bugiu, în calitate de viitor președinte al Consiliului Județean, să se concentreze pe partea economică, pe atragerea de investiții. Investițiile, știm foarte bine, creează locuri de muncă. Nu guvernul creează locuri de muncă, din păcate trebuie să o spunem tuturor. Da? Nu cred că statutul de asistat social este cel mai convenabil pentru oamenii tineri sau în putere. Fiecare om dorește să trăiască cu demnitate, să aibă un loc de muncă din care să câștige. Deci trebuie stimulate investițiile, ceea ce își propune Cristi Bugiu, cu care am discutat și am văzut programul lui. Stimularea investițiilor și atragerea lor se pot face în diferite modalități. Există o anumită pârghie care îți dă o marjă de manevră nu completă, dar sistemul de taxe și impozite în plan local, care sunt stabilite de autoritățile locale, poate să reprezinte o pârghie pe care să o folosească în acest sens. Și sigur că în măsura în care se va concentra pe dezvoltarea infrastructurii, pe atragerea de investiții, atunci șomajul va scădea. Buzău este un județ afectat de un nivel ridicat, de un procent ridicat de șomaj, un procent ridicat de populație care a emigrat fie în alte zone din țară, fie în străinătate, lucru care nu este normal. Deci trebuie să gândim ce soluții oferim oamenilor în plan local să-și poată găsi un post, un loc de muncă, un loc de muncă bine plătit sau să-și dezvolte propriile activități în domeniul, eu știu, industrial, în domeniul meșteșugăresc, în domeniul agriculturii, în mediul rural, în așa fel încât să poată să trăiască în condiții cât mai bune. Bun, domnul senator, într-adevăr, dumneavoastră veniți dintr-un domeniu al afacerilor și oarecum v-ați plia pe un program de dezvoltare economică și aș dori să ne precizați concret cum pot fi create locurile acestea de muncă, evident prin atragerea investitorilor. Asta este regula de bază. Dumnezeu, în primul rând, nu pot spune că vin din mediul afacerilor. Deci, într-adevăr, sunt un întreprinzător local, sunt în administrație de 8 ani de zile. Deci am o perioadă destul de mare când sunt în administrație și înainte de a intra în politică am reușit împreună cu tatăl meu să creăm aproape 200 de locuri de muncă într-o fabrică de încălțăminte. Întrebați dumneavoastră mai devreme ce avantaj este pentru mine faptul că este guvernul SL. Nu pentru mine trebuie să fie un avantaj ăsta. Trebuie să fie un avantaj pentru buzeni. Eu trebuie să fiu doar un mecanism între Buzău, guvern, Uniunea Europeană, în a crea un cadru propice dezvoltării economice. La crearea unor locuri de muncă, atragerea de fonduri în sănătate. Rolul meu este mai mult de a mă implica și de a crea acel cadru favorabil pentru ca cineva să vadă o oportunitate Buzău. Mă refer atât la investitori, mă refer la buzoieni să vadă o oportunitate Buzău, să rămână în Buzău, să nu mai plece în București
în Londra sau în venit să lucreze în altă parte și să avem satele acestea îmbătrânite. Vorbeați mai devreme de faptul că sunteți un fan al domnului Tăriceanu. Gândiți-vă că în momentul în care, în 2004, județul Buzău avea 6 comune, 6 localități care aveau apă. Apropo de comparația între kilometri de autostradă, restul țării. Deci 6 localități aveau apă. Și că mai facem și altceva decât autostradă. Acum mai sunt 6 care nu au apă. Și să știți că nu s-a făcut decât una, parcă, în acești 4 ani de zile. Restul sunt făcute după vremea guvernării Tăriceanu. De aceea noi mergem foarte mult un guvern nou, capabil și care să continue realizările, preferând să uităm acești 4 ani negri, în care multe din investițiile începute în acea perioadă s-au deteriorat prin neacordarea fondurilor pentru terminarea lor și începerea altor povești. Parcuri, săli de sport și așa mai devreme. În schimb, așa mai departe. Avem foarte multe localități acum cu canalizare. Prima localitate cu canalizare în județul Buzău a fost în 2005, sfârșitul 2005, începutul 2006, comuna Chioști. Bun, în privința alocărilor de bani, vă rog. Ca locuri de muncă, în momentul în care tu crezi un cadru propice, ai nevoie în Buzău, v-am spus de foarte multe ori, nu vreau să devin plictisitor, este imposibil ca noi în apropierea Buzăului să nu avem un parc industrial, un parc logistic. Nu avem așa ceva. Nu avem zona pogoanele, v-am spus, este o zonă din punct de vedere agricol, de cea mai, una dintre cele mai bune calitativ din punct de vedere al calității solului în agricultură. Nu avem un spațiu de depozitare. Nu avem posibilitatea de a prelua, cum se zice, pe transport feroviar, așa ceva. Deci sunt lucruri care se pot face în asociații, în asocieri, în participațiune. În, vorbeați, am văzut ieri, se vorbea de sănătate. De investiții în sănătate sau asta. Vorbea un contracandidat. Care deschis 3 spitale. Haideți să nu vindem povești. Deci, Spitalul Pătârlagile este deja preluat de o firmă privată, de Spitalul Sfântul Sava, și are contract pe 49 de ani. Și s-a ajuns la această situație deoarece nu s-a implicat nimeni când au fost închise. Spitalul Pârșcov este în aceeași situație, așteaptă aprobările să fie redeschis. Iar Spitalul Fintilă Vodă deja are, el a funcționat de la început într-un semisistem privat. Pentru că a venit și a spus, domnule, ați deschis spital privat la Pătârlagele ca să, că e afacere, că noi suntem liberali. Nu, acest spital are 30 de paturi finanțate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Tu este la fel ca la Spitalul Județean. Mai bine vorbim de îmbunătățirea sistemului de urgențe în Buzău. Vorbim de o reconstrucție totală a Spitalului Județean. Asta e lucrul de care trebuie să... Bun, domnule senator, contracandidatul nostru că despre Victor Mocanu... Nu contracandidat, în fin, da. Precizează că, domnule, nu e bine în sistem public-privat pentru că ar trebui făcut toată unitatea medicală în sistem public. Pentru că există o latură în această unitate pentru care cetățenii vor fi nevoiți să plătească. Îmi pare rău că, să știți că în sistem privat în sănătate nu înseamnă că plătești tot. Îmi pare rău că anumite persoane nu pricep acest lucru. Deci există contracte ale sistemului privat, există asigurări care pot merge direct pe sistem privat. Să nu înseamnă că dacă m-am dus și mi-am luat picături de sânge, am plătit de 3 ori decât, sau că nu, la stat nu plătești nimic. Nu. Este cotă normală ca în sistemul public. În privința alocării de bani, domnul premier Tăriceanu, în perioada în care a fost șeful executivului, nimeni nu poate contesta faptul că s-a dat drumul la bani. Există totuși, a existat și există în continuare... Hai să spunem mai degrabă că s-a dat drumul la investiții. La drumul la investiții, corect. Bun, și ați auzit și auzim din 2008 încoace faptul că guvernul Tăriceanu a făcut risipă. Ulterior, guvernul Boc, fostul guvern Boc, a spus că, domne, nu mai avem bani pentru a continua investițiile începute în perioada guvernului Tăriceanu. Da, eu am să vă spun simplu. Deci, în perioada cât am fost prim-ministru, România s-a bucurat de cea mai mare creștere economică din toată Uniunea Europeană, cel mai înalt nivel de creștere economică a produsului intern brut. Lucrul ăsta a generat venituri pe care le-am investit. Deci banii care s-au strâns la bugete am investit. Investiții făcute în toată țara. Dacă lucrul acesta poate fi numit risipă, să-mi fie cu iertare. Asta e părerea lui Boc.
Boc, care a dus economia în groapă, sigur că n-a mai avut bani nici măcar să plătească salariile, dar mi-te să mai facă investiții. Și întotdeauna, în perioada de criză, ceea ce se taie primul lucru sunt investițiile. Investițiile s-au redus drastic, s-au redus după aceea și salariile și tot nu s-a redresat economia. Așa încât nu mă simt obligat în niciun fel să răspund la aceste afirmații care sunt ca un, care sună ca niște acuzații, pentru că, în fond, ceea ce am făcut în perioada prim-ministeriatului meu, se vede. Mergem cu toții în țară și vedem și nu trebuie să mergem foarte departe, ne ducem aici, în județul Buzău, și să vede ceea ce s-a făcut. Eu cred că așa trebuie procedat în continuare, nu mi-am schimbat convingerile cu nimic, trebuie investit, pentru că nu e, dacă vreți, scuzabil că nu avem, nu știm cum să facem bani. Păi de-aia sunt puși acolo să guverneze o țară ca să creeze această plusvaloare care să transformă în bunăstare pentru cetățeni. Dacă nu știu, și Box a dovedit că nu știe, ăsta și a fost unul din motivele pentru care în final Băsescu cât de mult a ținut la el că era servil și umil și așa mai departe, a trebuit să-l îndepărteze pentru că era incapabil. Eu am convingerea că noua echipă guvernamentală care a venit, din care și noi facem parte, cu o serie de miniștri în poziții cheie, vor reuși să repună economia românească în mișcare, lucru care înseamnă ce? Că vom reîncepe acest proces, acest program de investiții în toată țara, în domeniul educației, în domeniul sănătății, în domeniul drumurilor, în domeniul mediului, în domeniul agriculturii, care reprezintă o activitate importantă în județul Buzău, în domeniul economic și așa mai departe. O scurtă întrebare și la fel răspunsul, vă rog să fie foarte pe scurt. Să înțeleg că nu ați fi adoptat această măsură de tăiere a salariilor dacă ați fi fost premier, iată, cu criza în spate, în 2009-2010. Am spus-o la momentul respectiv. Trebuiau făcute economii, dar economiile făcute de guvernul Boc, primele economii s-au făcut la un an și jumătate de la începerea crizei. Deci un an și jumătate n-au făcut nimic. Și atunci, sigur că ajungându-se într-un punct critic, a fost nevoit să taie și de la salarii. Dacă o serie de măsuri ar fi fost luate, așa cum le-am prezentat la finele mandatului meu, încă de la începutul anului 2009, România nu ar fi ajuns în această situație absolut dezastroasă și unică în plan european. Suntem țara cel mai puternic afectată de criza europeană. Pe lângă condițiile obiective, sunt o serie de condiții legate de capacitatea, sau mai bine spus, de incapacitatea guvernului Boc de a gestiona criza economică. Salariile n-ar fi trebuit reduse, ar fi trebuit făcute o serie de economii, ca peste tot într-o perioadă de criză, reduce anumite cheltuieli, dar resursele economice ar fi fost la dispoziție. Problema este că de la 10 miliarde de euro, subliniez, 10 miliarde de euro, volumul investițiilor în anul 2007, 10 miliarde de euro în 2008, noi anul trecut am avut un volum de investiții care este de 1,5 miliarde în întreaga Românie. Adică reducerea este de aproximativ 7 ori. Sigur că în condițiile astea dezastru este pe scară largă. Însă acest lucru este, dacă vreți, consecința directă a faptului că nu unul dintre investitorii care au venit în România au venit și mi s-au plâns și mi-au spus: încercăm în zadar la guvern să ajungem să discutăm cu primul ministru, să explicăm care sunt proiectele noastre, ceea ce dorim să facem în continuare, să vedem dacă putem să obținem un sprijin din partea guvernului sau măcar niște condiții cât de cât favorabile. Când li se închide ușa în nas investitorilor, atunci asigur că ei se duc în alte țări unde găsesc condiții mult mai bune. Și ceea ce s-a întâmplat, din păcate, în această perioadă de 3 ani și jumătate. Bun, revenind la campania pentru alegerile locale și la Buzău, evident, din ceea ce cunoașteți dumneavoastră problemele din județul nostru, v-aș întreba, în paralel cu un slogan al senatorului Cristi Bugiu, candidatul USL pentru șefia Consiliului Județean, și acesta sună: schimbăm Buzăul în bine. În afară de acea chestiune legată de dezvoltare economică, o dezvoltare care într-adevăr ar putea aduce noi locuri de muncă, ce ar trebui să schimbe senatorul Cristi Bugiu în Buzău? Ce ar mai trebui să schimbe? Pentru, eu consider că aceasta este o zonă în care, cu toată experiența pe care o am, nu sunt cel mai îndreptățit să dau răspunsurile. Eu pot să fac aprecieri de ordin general în ceea ce privește
eu știu, oricare județ din țară și cu anumite chestiuni specifice pe care le știu legate de zona respectivă. Vă pot spune următorul lucru. Unde cred eu că sunt locurile unde trebuie umblat de domnul senator? Așa cum ați spus și cum și eu sunt convins că primul loc cu lungim este zona economică. Experiența pe care o are din perioada când a activat în mediul privat îl va ajuta foarte mult să adopte cele mai potrivite măsuri pentru a demara activitățile economice. În al doilea rând, Buzău are o componentă importantă de agricultură. Și investițiile de care vorbim și partea de agricultură vor putea să se dezvolte foarte mult dacă va face ceea ce știu că predecesorul lui n-a făcut deloc. Accesarea de fonduri europene. Deci aici este factorul cheie și aș spune că este a doua prioritate. Fondurile europene nu sunt numai pentru sprijinirea anumitor obiective economice. Este Fondul European de Solidaritate, unde se pot aloca fonduri pe formare profesională, pe reconversie profesională, pentru că în final tot aici ajungem, la locuri de muncă, la investiții. Toate aceste fonduri care pot fi folosite, că e vorba de agricultură, că e vorba de mediu, până la urmă ele se transformă în locuri de muncă, în plus valoare adăugată pentru județ, în atractivitate mai mare pentru investitori. Și eu cred că aici trebuie să vină și să pună, dacă vreți, amprenta clară și decisivă a viitorului său mandat. Atragerea de fonduri europene are o anumită experiență politică în calitate de senator, este familiarizat cu legislația, sigur va trebui în momentul în care preia ședința Consiliului Județean să evalueze proiectele, să facă o discuție cu cei care sunt interesați din județ, da? Toți factorii economici, instituțiile care pot să acceseze fonduri europene și să pornească, aș spune așa, în forță pe această direcție. Vă rog. Aș vrea să nu se vorbește foarte mult numai de locurile de muncă. Aș vrea să înțeleagă foarte clar. Nu înseamnă că dau la o parte celelalte proiecte. Deci am 4-5 priorități clare. Dar m-am referit, am avut ghinionul chiar la dumneavoastră, emisiunile fiind destul de scurte, încep cu primul punct din program și nu mai ai timp să treci prin celălalt. Normal, locurile de muncă sunt o prioritate. Asta creează o plus valoare, creează un chiar o creștere a încasărilor la bugetele locale, lucru care îți permite să faci mai mult pentru sănătate, pentru educație, că nu faci nimic fără oameni educați, fără oameni sănătoși. Sunt programele pe turism, dar bănuiesc o să le dezvoltăm într-o emisiune ulterioară. Și vreau să intervin un pic legat de discuția pe care ți-a avut-o cu domnul președinte mai devreme, cu acele investiții care Boc a spus că au fost făcute așa în dorul elit. Să știți că în perioada aia în Buzău, dacă vă aduceți aminte, se dublaseră investițiile străine din județul Buzău. S-au dublat numărul de firme care au venit în Buzău. Și nu vorbesc de investiții de 10-20.000 de euro, vorbesc de investiții mari. Ceea ce m-a atras și mai mult, s-au triplat investițiile oamenilor de afaceri locali, autohtoni. Și asta a însemnat, la fel, creare de locuri de muncă, creare de plus valoare, crearea acelui cadru favorabil. Că în momentul în care începi și ai creat infrastructura, te-ai dus într-o zonă de munte, ai dus energie electrică, ai dus canalizare, ai dus gaze, lucruri care s-au întâmplat concret în momentul a venit cineva și a pus o investiție acolo și a creat 1.000 de locuri de muncă, ți-a adus bani la bugetul local și așa mai departe. Sunt bani, domnul premier Tăriceanu, pentru dezvoltarea infrastructurii? Sunt bani în bugetul României? Sunt puțini bani în momentul de față. Sunt bani puțini. Da, sigur că și aici trebuie, într-un fel, prioritizate investițiile, pentru că dacă îi dispersezi pe foarte multe, atunci progresul pe care îl vezi realizându-se este foarte mic și oamenii au așteptări foarte mari. Însă, cred că trebuie finalizate o serie de investiții care sunt demarate. Trebuie concentrat, mă rog, la nivel guvernamental, investiția pe realizarea coridorului 4 transeuropean, rutier și feroviar. Sigur că sunt și celelalte proiecte, că vorbim de autostrada Transilvania, dar mai sunt și alte proiecte esențiale pe care eu le văd
ca fiind obligatorii în guvernarea viitoare. Realizarea unei legături între Moldova și Transilvania, în așa fel încât să cuplăm Moldova la fluxurile comerciale care duc către centrul Europei. Trebuie o autostradă rapidă în nordul țării, în zona județelor Maramure și Satu Mare, care la fel să lege aceste zone de vest. Trebuie completată, bineînțeles, autostrada care duce către Constanța. Lucrurile sunt destul de avansate, sunt foarte multe. Nici n-aș îndrăzni să fac acum o listă completă a tuturor investițiilor care trebuie să făcute, însă, în momentul de față, banii nu sunt suficienți. Nu vor fi niciodată suficienți. Trebuie să fie foarte clar în raport cu necesitățile. Dar dacă economia nu repornește ca să avem bani mai mulți, atunci asigur că o să trebuiască să ne mulțumim, din păcate, cu cât avem, ceea ce ar fi regretabil. Eu sunt să convins că economia va putea să fie repornită. Nu este un lucru care se întâmple de azi pe mâine. Vă spun de acum că repornirea economiei poate să dureze probabil cam un an și jumătate. Atenție, un an și jumătate. Adică cei care se așteaptă că vine guvernul SL și de mâine curge lapte și miere, haideți să fim serioși, eu nu sunt genul de politician populist să promit așa ceva. De altfel, doresc să spun că în programul USL ne-am ferit de orice promisiune populistă sau demagogică. Nu am făcut promisiuni că vom crește salariile cu atât, că vom majora pensiile. De ce? Pentru că știm care e situația economică și astfel de promisiuni ne-ar fi decredibilizat în fața cetățenilor serioși care nu se iau după prostiile pe care le spune ăla de la OTV, că vine și de la fiecare după alegeri, nu știu câți bani, că scoate el din pământ, din piatră seac. Astea sunt povești de adormit copiii și pe mine chiar și mă miră naivitatea unora dintre alegători, dintre cetățeni care se iau după poveștile pe care le spune un neterminat de ăsta care promite câte și mai câte că o să aducă el și o să dea la fiecare. Deci, practic, ar merge ideea cam așa. Români, stați liniștiți, nu munciți, că vin eu și vă dau. Nu există așa ceva. Fără să muncim, nu o să avem nimic. Și din punctul ăsta de vedere, știu că poate nu întotdeauna sunt pe gustul tuturor, dar eu vreau să fiu măcar nu pe placul cuiva, ci în asentiment cu oamenii care cred că muncind în viață pot să realizez. Eu am convingerea că așa cum am făcut eu, am avut posibilități modeste, am făcut o facultate, am devenit inginer, am lucrat pe șantier. Lucrând pe șantier pot să vă spun acum că am avut muncitori în subordine din județul Buzău. Am avut dulgheri și fierari de foarte bună calitate, oameni foarte muncitori. Și ăsta este succesul în viață. Fără muncă nu se poate. Suntem pe finalul emisiunii. Într-adevăr, e un timp foarte scurt alocat acestei emisiuni. Nu vreau să ocolim un subiect destul de important, cel politic la nivelul județului nostru. USL, știți foarte bine cum funcționează la nivel de campanie, așa cum nu ar trebui. Și aici v-aș întreba, vis-a-vis de atitudinea senatorului Cristi Bugiu, cum răspunde practic unei susțineri a candidatului independent, și aici mă refer la candidatul USL pentru primăria municipiului Buzău, care susține răspicat că nu îl dorește pe Cristi Bugiu la șefia Consiliului Județean și că îl susține pe candidatul independent Victor Mocanu, actual președinte. Da. Haideți să vă spun un lucru. În această dispută, două lucruri trebuie să fie clare. Primul, că Uniunea Social-Liberală a hotărât la nivel central care sunt candidații pe care Uniunea Social-Liberală îi sprijină. Și unul dintre cei doi candidați la Buzău este Cristi Bugiu pentru președinția Consiliului Județean și nimeni altul. Dacă domnul primar vrea să-l susțină pe prietenul lui, pe cumătrul lui, e treaba lui. Dar acest lucru nu înseamnă că el are în vreun fel sprijinul Uniunii Social-Liberale pentru această atitudine. Din contră, atitudinea lui este, după părerea mea, condamnabilă și va fi penalizată de Uniunea Social-Liberală în mod oficial. Deci noi avem un singur candidat la al Uniunii Social-Liberale la Buzău, care este Cristi Bugiu. Și eu vorbesc și în numele Uniunii și în numele Partidului Național Liberal, am această calitate.
A fost o discuție în cadrul Uniunii Social-Liberale referitoare la situația neplăcută creată de această dualitate, să-i spunem, dar cred că lucrurile sunt absolut clare. Uniunea Social-Liberală nu susține doi candidați la președinția Consiliului Județean, ci unul singur. Domnul premier. Și cu asta aș spune că chestiunea e clară. Punctul 2. Atitudinea lui Cristi Bugiu a fost una foarte corectă, foarte decentă, neînțelegând să contraatace pe acest subiect. De ce? Pentru că o dispută USL la nivel local nu ar face decât rău Uniunii, iar obiectivul nostru pe care el îl are în vedere, obiectivul și la nivelul județului Buzău, este ca Uniunea Social-Liberală să câștige alegerile. Și pentru lucrul acesta eu îi vreau să salut atitudinea pe care a adoptat-o, atitudine foarte corectă și care dă dovadă de înțelepciune și maturitate politică. Spuneați de penalități, da? Sau o sancțiune pe plan politic. Tot din interiorul USL de la centru. Ar putea să-și piardă primarul Constantin Boșcătaru funcția de președinte? Intrăm într-o zonă care cred nu că nu aparține. E cazul. Nu mi-aparține, însă atitudinea primarului Boșcodeală nu se justifică în niciun fel și el ar trebui să înțeleagă că în loc să procedeze în acest fel, care nu face decât să creeze o anumită posibilitate de confuzie care folosește adversarilor noștri politici, ar trebui să aibă aceeași atitudine pe care o are și Cristi Bugiu, de maturitate politică și în final și de disciplină politică, pentru că a face politică și a face parte dintr-un partid înseamnă în final tot o atitudine democratică de respect față de decizia majorității. Dacă majoritatea în Uniunea Social-Liberală a decis în acest fel, fiecare avem obligația să respectăm aceste decizii ca să funcționăm ca o armată organizată și nu ca o grupare în mod haotic. Da? Asta e diferența între a face politică în mod serios sau a te comporta cum mai vedem pe la unii și pe la alții pe scena politică. Domnule senator, un minut la dispoziție pentru a avea un ultim mesaj astăzi pentru cetățenii județului. E greu să dea un mesaj într-un... Veți mai avea posibilitatea. Știu că voi mai avea posibilitatea și prefer să discutăm atunci pe larg. Aș vrea să intervin un pic pe subiectul de dinainte. Aș vrea să înțeleagă foarte clar că Uniunea Social-Liberală și tu am văzut că cei din presă în general încercați să scoateți doar un aspect poate mai comercial, să spunem, pentru presă. Să știți că în general merge bine. Except în 2-3 persoane. Să zicem rudele între ele sau persoane foarte apropiate, în astea bani merge. În fiecare zi mergem pe multe comune, discutăm cu candidații liberali, discutăm cu candidații social-democrați, pentru că sunt USL și unii și alții. Sunt într-adevăr câteva localități unde această competiție poate este un pic mai virulentă, dar în general toată lumea crede și merge în USL, să știți. În concluzie, domnul premier Tereceanu, de ce ar trebui să... nu neapărat ar trebui, asta înseamnă obligație. De ce ar fi bine ca buzenii să-l voteze pe senatorul Cristi Bugiu? Sunt câteva considerente pe care aș vrea să le menționez. În primul rând, Cristi Bugiu a dovedit de pe acum că are o anumită maturitate și experiență politică clădită pe baza evoluției sale politice până în momentul de față. Are o experiență politică deja bogată, care se vede, dacă vreți, se transpune în modul lui de a se exprima, nu vorbesc verbal, ci de acțiune politică. Iată ceea ce discutam mai devreme, relația cu partenerii noștri din cadrul Uniunii Social-Liberale. În al doilea rând, cred că județul Buzău trebuie să-și propună să aleagă pe cineva care este capabil să miște lucrurile din loc. Mie mi se pare că actualul președinte nu face decât într-un fel să exemplifice trecutul și înțepenirea în proiect. Buzău are nevoie să evolueze, are nevoie să progreseze, are nevoie să se dezvolte. Și Cristi Bugiu este un om care vorbește despre aceste lucruri ca fiind prioritățile lui. Buzoienii trebuie să înțeleagă că
a vorbi permanent numai de protecție socială și aștepta ajutorul de la stat nu este suficient ca să aibă o viață mai bună. Dacă vor să aibă o viață la limita subzistenței, atunci asigur că putem să discutăm de venitul minim garantat, dar eu cred că Cristi Bâgiu, dacă vorbește de creare de locuri de muncă, înțelege prin acest lucru și un loc de muncă, și o școală de calitate, și un spital în care să-i se acorde îngrijiri așa cum fiecare cetățean își dorește, și o stradă pe care să poată să meargă nu prin noroaie, deci un ansamblu de dezvoltare care este, dacă vreți, la nivelul aspirațiilor fiecărui cetățean. Fie că vorbim de tineri care ies pe piața muncii, fie că vorbim de cei care sunt maturi, sau, nu în ultimul rând, se gândește și la persoanele de vârsta a treia, la pensionari, care după o viață de muncă e normal să aibă un minim trai asigurat, în așa fel încât să-și poată duce bătrânețile, să se poată bucura și de o pensie. Acestea sunt elementele pe care le văd definitorii la Cristi Bâgiu și mă bucură că, vedeți, e un om care nu poți să spui că este prea tânăr, că n-are experiență, nu este nici prea bătrân ca să spui că este învechit. E un om în putere, în deplinătatea forțelor, cu multă energie, pe care vrea să-și o pună în slujba comunității, în slujba cetățenilor. Bun, vă mulțumesc foarte mult. Domnul Dereceanu, mergeți la meci de seară? Mă hotăresc dacă ajung la o oră convenabilă, pentru că astăzi am campanie cu colegii mei în întreg județul, și dacă o să ajung la o oră, să zicem, care să-mi permită, probabil că o să mă duc și la meci. Eu sunt rapidist, așa că am de susținut o echipă. Dacă nu, sigur că o să mă rezum să stau la televizor. E, oricum, sunt convins și eu că în seara asta țin și eu cu Rapidul, sunt steliz, dar în finală sunt convins că veți fi bucuros în această seară. Să sperăm. Mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră în studio și vă felicit încă o dată. Sunteți singurul politician pe care eu l-am văzut să țină față președintelui Traian Băsescu. Eu așa am văzut lucrurile în ultimii 10 ani. Da, vreau să vă spun că mă uit la Victor Ponta cu multă admirație și încredere și cred că Băsescu o să-și găsească a doua oară nașul. Eu cred că nu va fi un naș atât de... O să vedeți. Așa. O să vedem. Va fi un naș, dar unul mai micuț. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc domnul senator Bugi, succes în continuare mulțumim în campanie. Mulțumim celor care au urmărit această emisiune. Urmează o a doua parte din timpul de Atena alocat PNL. Revenim imediat după scurtă pauză de publicitate.